Tinerii care au urcat pe turnul C din Târgu Jiu pentru a face la înălțime tot felul de acrobații ar putea inspira pe oamenii de afaceri să investească în zonă. O idee care vine de la aleșii locali este chiar realizarea unui parc de distracție în zonă. Situația patrimonială a turnului C va fi discutată în următoarea ședință de Consiliu Local. La mediatizarea care s-a făcut, eu, dacă aș fi investitor, nu am banii necesari. La un moment dat, m-aș gândi că acolo s-ar putea dezvolta o afacere. Văd cât atractivitate are acel turn pentru diverse persoane, nu știu. Eu nu m-aș urca nici dacă ar avea lift, da? Dar sunt suficiente persoane care sunt interesate de o astfel de un astfel de turn. Și ar fi foarte bine că, da, poate ședința viitoare să vedem exact care e situația din zona respectivă. Dacă are acces la la centură, dacă are acces, pentru că cine știe, găsești unul care spune: "Dumnezeu, uite, vreau să fac o investiție în zona respectivă." Odată cu turnul, un posibil investitor va avea la dispoziție și terenul din jurul său. Este vorba de 2 hectare de teren care pot fi folosite. Serviciul Investiții încearcă să acceseze un program cu finanțare nerambursabilă, scopul în care a fost rezervată o suprafață de 2 hectare și jumătate de teren, care prin perimetrul turnului. Dar o să vă prezentăm situația cu... Tu nu a fost niciodată afectat. Este așa cum este? N-a fost... Nu s-a încercat să fie deformat sau... De fapt, Iar turnul ar putea deveni un obiectiv atractiv. Nu trebuie să ne ascundem de faptul că atât timp cât este atractivă pentru foarte mulți cetățeni, poate teribiliști, da? Ar fi extraordinar dacă la un moment dat în acea zonă s-ar putea dezvolta chiar o afacere. Nu ducem sau nu avem atât de multe afaceri atractive în acest moment la nivelul județului Gorj și mai ales pe raza municipiului Târgu Jiu. Ar fi extraordinar dacă am putea dezvolta și am putea folosi acel potențial. Eu sunt sigur că ar putea să fie un punct de atracție pentru municipalitatea târgujiană. Pentru început, oficialii primăriei au tăiat 12 metri din scara pe care urcau tinerii pe cet. Până când se va găsi cea mai bună soluție pentru a evita producerea unei tragedii, autoritățile se gândesc și la amenzi. Vom discuta și pe această temă, vom încerca să găsim soluțiile cele mai bune, nu neapărat de a aplica amenzi. Dacă va fi posibil, vom căuta soluții de a-i convinge pe acești viteji să nu mai facă astfel de fapte de vitejie, pentru că în niciun caz nu ne dorim aici, la Târgu Jiu, a ne înregistra cu cine știe ce victime omenești sau cu alte situații total neplăcute. În ultimele luni, mai mulți tineri au urcat pe turn, iar cei mai curajoși au făcut și acrobații cu care s-au lăudat apoi pe internet. Isprava lor a fost preluată și de presa internațională.